Bună seara, dragi telespectatori! Bine ați venit la un nou recurs la istorie. În această seară o să vă captez atenția cu o temă foarte dezbătută în ultimii ani, aceea a construirii unei catedrale a mântuirii neamului. Și se leagă de emisiunea noastră Recurs la istorie această temă, pentru că deja este o istorie și aceasta a ideii prima dată când a apărut odată cu războiul de independență, această idee de a avea românii, toți românii, într-o Românie unită, toți o catedrală a mântuirii neamului, nu este o idee venită, așa cum mulți poate ar crede, după anii 1990 sau a unui patriarh, să spunem. Este o idee foarte veche, susținută de regii României, susținută de oamenii politici, însă de fiecare dată s-a întâmplat ceva, s-a tot tergiversat acest proiect, fie că n-au fost bani suficienți, fie că nu s-au putut înțelege cu exproprierile și cu alegerea locului pe care trebuia să fie ridicată această catedrală. Iată că în zilele noastre suntem contemporani cu acest moment istoric, când deja catedrala este în construcție, s-a trecut de toate acele etape care omorâseră din fașă până acum această idee, trecând 134 de ani de la prima idee de construire a catedralei. Îl am alături de mine pe domnul profesor Silviu Huidu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Nu sunteți prima dată la Recursul la istorie, v-ați obișnuit, v-ați familiarizat, da, mulțumesc, cu noi și cu televiziunea VTV. Da. Noi îți mulțumim că vii să faci puțină lumină în ceea ce privește această odisee, i-am spus noi, această odisee construirii unei catedrale a mântuirii neamului. Poate vom vorbi și despre controverse, dar ideea este să înțeleagă telespectatorii prin ce etape și ce perioade și-au pus amprenta asupra lăsării deoparte mereu de fiecare dată acestui proiect. Chiar dacă era vorba de alocări de fonduri, chiar de hotărâri guvernamentale, chiar de dorința regilor României, Carol I, Ferdinand și Carol al II-lea, chiar a patriarhilor, cu toate astea ceva se împotrivea, ceva se punea stabilă. Cum spune românul, ispite, mari ispite aici, și mai ales când auzim de construirea unei cele mai mari moschei, probabilitatea ca în România să fie cea mai mare moschee musulmană, atunci chiar ne înfioară gândul ăsta și ne gândim serios că această catedrală, cu toată disputa, cu toate controversele, va rămâne chiar un monument religios reprezentativ, de fapt cel mai mare lăcaș de cult din România. Vom vorbi și despre aspectele acestea, cum va arăta, cum este arhitectura, cum s-a ajuns la locul acela, dar aș vrea să vedem istoria îndelungată acestei odisei și dumneavoastră cred că ne puteți lămuri. Dar mai înainte m-aș duce puțin la articolul lui Ioan Slavici, scriitorul Ioan Slavici. Da. Se zice că nimeni nu poate să scrie istoria faptelor nepetrecute. Se poate însă scrie istoria faptelor plăzmuite, deci ele nu au fost încă săvârșite. Deși ele n-au fost încă săvârșite. Prin aceste rânduri își începea articolul din revista Arhitectura, anul 3 din 1924, scriitorul Ioan Slavici, consacrat unui mare absent dintre monumentele capitalei, și continua, citez, înșirare de asemenea fapte e istoria Catedralei Bucureștilor, pe care până acum românimea nu s-a învrednicit încă să o ridice întru mărirea lui Dumnezeu. Deci nu e o idee nouă și aș vrea să ne prezentați succint istoria de mai bine de un secol a amânărilor, șovăirilor, deturnărilor și de scopuri și de fonduri și de orice, a banilor alocați pentru catedrala aceasta. Într-adevăr, istoria catedralei are, cum a spus și dumneavoastră, o istorie de 100 și ceva de ani, deci nu este neapărat o idee nouă după 90, cum s-a mai susținut de multe ori. Dacă ar fi ambiția cuiva, da, ar fi ambiția preafericitului patriarh, că ar fi ambiția nu știu cui, nu știu ce grupări. Deci este o idee
reluată și bine s-a făcut, că este o idee reluată din istoria noastră modernă. Exact. Cum ar zice cineva, informația bate speculația. Deci trebuie să mergem la sursele istorice și la istoria recentă, să facem iarăși un recurs la istorie, că este o istorie nu foarte îndepărtată, dacă ne gândim la scara istoriei, și este o istorie destul de recentă. Era nevoie ca și poporul român să aibă o catedrală simbolică, reprezentativă, pentru că și celelalte capitale din sud-estul european, la sfârșitul secolului XIX și începutul celui 20, au făcut acest lucru și au ridicat catedrale. Am putea să numim catedrala de la Kiev, sigur, catedrala Sfântul Ștefan din Budapesta. Și să nu uităm ultima și cronologic catedrala din Belgrad, considerată a fi una din cele mai mari catedrale ortodoxe. S-a terminat destul de recent, în 2004. Prin urmare, era normal ca și noi să ne integrăm un pic cum ar veni în această tendință legitimă a ridicării unui simbol național. Domnul profesor, dacă este să ne gândim așa, să înțelegem totuși fenomenul. Se spune că totuși Bucureștiul nu avea lăcașuri de cult, Bucureștiul reprezentative, cu vechime, nu? La un moment dat, George Costescu spune în Bucureștii Vechiului Regat, în 1944, enumără 100 de astfel de lăcașuri de cult. Și vechi, istorice, cu importanță istorică. Putea să fie una dintre ele? Sau de ce nu putea să fie reprezentativă pentru toți românii? Pentru că o catedrală trebuia să aibă un simbolism aparte, trebuia să însemne o unitate, trebuia să însemne o recunoștință adusă lui Dumnezeu. Ori această recunoștință adusă lui Dumnezeu era bine de făcut sau de adus după o mare izbândă a unui neam, a unui popor. Și de aceea, după războiul de independență, se pune prima dată problema ridicării unei astfel de catedrale. Trebuie să vorbim și de spațiul acestor biserici. Sigur, erau multe vechi, frumoase. Să ne gândim la Biserica Metropolitană, actualmente Catedrala Patriarhală, ridicată la 1654 de Radu Șerban. Exact, care în 1654. Deci ar fi putut să fie, nu? Dar nu la marile adunări religioase nu încăpeau foarte mulți oameni. Da. Să ne gândim puțin la bisericile vechi ștefaniene. La timpul lor erau foarte mari față de construcțiile de atunci. Chiar și astăzi sunt destul de impunătoare, destul de impozante. A fost, dacă tot ați început să le șiruiți, m-aș gândi și la Biserica Mihai Vodă, care a fost inițial o biserică de lemn, deci cât de mare să fi fost. După aceea a fost reconstruită de Mihai Viteazu, a fost incendiată, ar mai fi apoi, să spunem, Biserica Domnița Bălașa, ridicată tot așa, mai întâi de lemn, de Vlad Călugăru. Deci au bisericuțe mici, nu? După cum era tradiția, exact, de lemn de cele mai multe ori, și știm că lemnul este destul de perisabil și se simțea nevoia unei catedrale mărețe. Biserica Sfântul Spiridon, de pe calea Șerban Vodă, Stavropoleos, Biserica Stavropoleos. Frumoasa biserică Stavropoleos. Cu capela bizantină a Hanului Grecilor. Biserica lui Bucur și Biserica Sărindari, sau Apomenirea lui Matei Basarab, nu? Da. S-a mai spus și Biserica Cuconilor. Foarte mulți voievozi au fost și-au făcut aici ceremoniale de cununie, de, nu? Exact. Printre ei este și Barbu Știrbei, Gheorghe Bibescu, Grigore Ghica. Deci aici sunt, ar fi fost lăcașuri de cult în București. Dar nu atât de spațioase. Am reținut ce a spus dumneavoastră și despre unitate. Deci probabil să vă referați și la o unitate eclectică, arhitecturală, pentru că aici este luat în seamă, o să vorbim de proiectul nou, sunt luate mai multe elemente tradiționale și din toate provinciile istorice românești, Ardeal și din Moldova și din Muntenia, și tocmai trebuia să fie o catedrală reprezentativă. Vedeți, acestea erau reprezentative pentru domitorii munteni, nu?
și boierii munteni. Exact. Că erau în țara românească. Da, erau, nu? Normal. Și trebuie, ori țara românească cu Moldova unindu-se și era nevoie să fie o astfel de catedrală care să unească aspirațiile tuturor românilor și să vorbească de o identitate creștină, spirituală, ortodoxă, majoritară a neamului omenesc. Pentru că, într-adevăr, neamul românesc a fost și este încă majoritar ortodox și acest lucru trebuie să se transpună și într-un lăcaș de cult frumos și mare pentru a dovedi demnitatea acestui neam, demnitatea lui de-a lungul istoriei, cât și demnitatea credinței și a ortodoxiei, pentru că se știe, istoricii au spus și s-au scris multe cărți, pentru că ortodoxia a avut un rol deosebit în cultura neamului românesc și în păstrarea ființei statului și a românismului. Aș face o paralelă cu diaspora, bisericile ortodoxe românești, unde cei plecați acolo aud vorbindu-se limba română, se întâmplă tradiții de sărbători și astfel biserica ortodoxă coagulează și le alină pe oameni. Dorul și, de casă, de într-adevăr. Rude, da, și este. Să ne gândim că atunci, în perioadele vechi istorice, Eviu Mediu și până spre modernitate, românii au trecut prin multe vicisitudini istorice și și-au găsit alinarea în credință, în biserică și în Dumnezeu. Reținem atunci ca o mică concluzie până acum, din ce a spus, că toate aceste lăcașuri de închinăciune și de pomenire, cu o istorie într-adevăr străveche, onorantă, nu-și mai găseau, nu mai corespundeau prestanței necesității liturgice, am putea spune. Și ambițiilor noului stat modern, nu? Exact. Mărit în 1859 prin Unirea cea Mică din timpul lui Cuza și extins apoi după independență, după 1877 și la 1918 cu întregirea statului unitar. Marea Unire, exact. Deci România, într-adevăr, a devenit mare, după cum este și numele România Mare la 1 decembrie. Deci am putea să spunem că primul impuls vine exact atunci, după războiul de independență, 1877-1878, când, ca o recunoștință față de izbăvirea de jugul turcesc, se hotărăște ca în țara românească și în capitala țării să se ridice un lăcaș demn de importanța momentului istoric și pentru recunoștința adusă lui Dumnezeu pentru că am scăpat de această... Deci, lăsați în discuție anul acesta, 1877, al independenței. Da. Și aici, sigur, avem și niște personalități ale literaturii și ale presei vremii și mari personalități care gândesc acest lucru. Însă nu s-a luat nicio inițiativă acum. Acum a venit ideea aceasta. Cum a venit? Într-un ziar românesc, nu? Sigur, într-un ziar românesc, Ioan Slavici vorbește chiar entuziasmat de acele momente, spunând că după ce a venit vestea că ai noștri, românii noștri au cucerit Duta Grivița, el și împreună cu Eminescu s-au gândit să lanseze această idee și anume a unei construirea unei catedrale în care să se roage toți românii și el spune aici sau sugerează că într-adevăr e nevoie de o catedrală în care mulți oameni să poată intra și să se roage nestingheriți, fără să fie nevoiți să stea pe afară sau să fie cât mai mult sub același acoperiș sfânt al unei biserici. Și imediat rezultatul a și venit. După acest articol, cineva, un om de bine, entuziast, a și venit la redacție. Este vorba de Beizadea Mitică, nu? Și aici avem un citat. Beizadea Mitică era fiul domnitorului Grigore Ghica, domnitor pământean al țării românești. Își făcuse studiile la Viena, la Berlin. Și spune Slavici, ziua următoare ne-am pomenit în redacțiune cu Beizadea Mitică, președintele născut al tuturor întreprinderilor pornite din gând bun. Frumos. Da. Încântat de cele cuprinse în articolul publicat în Timpul, el a venit să ne spună că a hotărât să înființeze un comitet care ia asupra sa sarcina de a porni o mișcare și de a aduna bani pentru zidirea unei mărețe catedrale, cum se cuvine să aibă Bucureștii, capitala glorioasei României.
Într-adevăr, vedem o inițiativă, am putea spune, privată și nu neapărat instituțională. Deci oamenii s-au mobilizat și au venit cu această idee susținând-o. Da, numai că așa cum e în România, vă întrerup din nou, așa cum e la noi specific românesc, așa, este și acela al răzgândirilor și al renunțărilor la anumite planuri care se dovediseră, se anunțau cel puțin foarte bune. Așa și Slavici spune, comitetul s-a înființat, mișcarea s-a pornit și banii au început să se adune. Deodată însă zelul s-a potolit și totul a rămas baltă. Ca într-o piesă de Caragiale. Se zicea că zidirea unei catedrale măreție e lucru prea mare. Vedeți cum se repetă istoria? Parcă auzi același lucru care se spune astăzi. Exact. Deci se zicea că zidirea unei catedrale măreție e lucru prea mare pentru ca să poată, să poată fi scos la capăt prin subscrieri de bună voie și guvernul a făgăduit că va purta el de grijă ca să fie zidită. În adevăr, o măreață catedrală, cum li se cuvine bucureștenilor, tăiați de calea victoriei, spune Ioan Slavici. Într-adevăr, acest entuziasm, poate specific poporul român, de a începe repede o treabă, un lucru, o întreprindere și apoi pe parcurs intervine așa o lăsare, așa, o lăsare pe tânjală, după cum este vorba românească veche. Iată că și aici avem parte de un fel de răzgândire, de un fel de lăsarea proiectului. Dar măcar a fost o idee care avea o perioadă mai mare de incubație, să spunem. Da, într-adevăr, trebuia măcar să... Măcar s-a lansat ideea, că și mai târziu, și ne veți spune dumneavoastră, în urmă cu 134 de ani, ce s-a întâmplat de fapt? Până la urmă s-a votat legea și s-a și promulgat în anul 1884 și s-au stabilit chiar o sumă, s-a stabilit o sumă de bani însumând 5 milioane lei aur în fiscalitatea de la vremea aceea, ceea ce spun istoricii însemna cam 5% din bugetul de stat. Deci iată că o sumă destul de mare, arătând importanța acestui proiect prin acest lucru. Chiar și regele Carol I a susținut acest proiect, deși el era catolic, el a susținut acest proiect pentru că știa că majoritatea peste care el domnea este o majoritate ortodoxă. Da, vedeți, Carol a avut o înțelepciune și o educație a lui, încât din moment ce a și spus, din moment ce am pășit pe teritoriul României, m-am considerat român. Și-a asumat identitatea. Chiar dacă și-a păstrat credința creștină, dar catolică, totuși a făcut tot ceea ce a fost mai bun pentru poporul său. Și cu primul război mondial, la fel, neintrarea alături de puterile centrale. Și-a asumat, într-adevăr, destinul și conducerea acestei țări. A murit totuși cu mâhnirea asta în suflet, că era în german, dar n-a putut să treacă peste dorința poporului lui, cum era firesc, așteptau, de fapt, puterile centrale să fie de România alături de Germania. Toate astea n-a făcut acest pas. Deci a luat în serios această funcție importantă. A respectat dorința românilor, al primului ministru al Consiliului de Coroană. Și atunci... Sigur, dar, pe acest bineînțeles drum. Că acum 134 de ani, deci în 1882, au alocat această sumă. Dar asta nu înseamnă că au și acordat-o până la urmă, așa? Asta și a început, de fapt, a început altă discuție interminabilă cu alegerea locului. Cu alegerea locului, într-adevăr, timpul a trecut și vedem că în jurul anului 1892, Tache Ionescu, care era ministru al cultelor atunci, a cerut Parlamentului să ia din această sumă alocată catedralei 1 milion de lei. Pentru ce? Exact pentru construirea școlilor. Iată, această... Aceeași discuție, vedeți? Aceeași discuție. Cum se spune acum? Doamne, noi facem catedrala Mântuirii, noi, dar n-avem școli, n-avem spitale și tot așa. Aceleași aceeași contrapunere, aceeași judecată în sau-sau, sau ceva, renunțăm iată la ceva în favoarea altceva. Iată că au fost perioade când din această sumă s-a luat pentru școli. Nu? Într-adevăr, s-a luat pentru școli, iar mai târziu... tot așa, un ministru al cultelor și al instrucțiunii. Spiru Harit, chiar Spiru Harit. Spiru Harit, sigur că da, marele organizator, reorganizator al învățământului public românesc, văzând că lucrurile tergiversează, locul
nu a fost găsit, a cerut și el ca din ce a mai rămas, suma aceea rămasă să fie dată ministerului său, iarăși pentru a construi școlile necesare. Pentru că spuneau ei, motivația era că nu s-a luat o hotărâre asupra amplasamentului. Dar de ce era atât de greu? Era mai greu să găsești un amplasament atunci, la 1800, decât acum, în zilele noastre? Probabil că se urmărea să fie totuși al statului, să nu fie ceva privat, personal, absolut, pentru că exproprierea înseamnă a da bani oamenilor acelora. Și teama asta a fost și acum în discuțiile, că tot așa după 90 s-a stat foarte mult pe tema asta. Pentru a se găsi un loc cât mai bun din punct de vedere financiar să fie al statului. Trebuia să fie și financiar, unii spuneau că trebuia să aibă și o poziție importantă în centru. Într-adevăr, ca un simbol să fie văzut din toate părțile. Și până la urmă, sigur, la în jurul anului 1900 s-a hotărât ca biserica să se descurce singură, s-a constatat deci, că banii nu mai sunt. S-au luat toți banii, nu? S-au luat banii în mai multe tranșe, urmând ca biserica să se descurce singură, să facă apel la credincioși, la oamenii cu dare pentru a întruni o suma necesară catedralei mărețe. Spiru Haret spune că da, trebuie, e de acord că trebuie să rămână proiectul, dar până să se întâmple lucrul ăsta nu mai erau bani în vistelie. Deci chiar ca în Caragiale. Exact, deci ca în Caragiale timpul a lucrat într-un anume sens și nehotărârea oamenilor, iată că a dus la acest deznodământ nefericit pentru proiectul catedralei. Apoi oamenii au spus că ar trebui donații, făcute donații până la urmă. S-a spus și acest lucru, dacă s-a văzut că banii aceștia nu mai sunt. Și unul dintre donatorii importanți este un basarabean, un boier basarabean, care a donat o sumă destul de importantă pentru această catedrală. Deci, iată, un român, să spunem, puțin mai îndepărtat de locul fizic al catedralei de București, a fost destul de darnic cu 100 de mii de lei. La vremea aceea era o sumă. Într-adevăr. O sumă pentru un om, pentru un particular, să spunem. Da, ceea ce a însemnat că oamenii totuși țin la acest proiect și pot să ajute acest proiect al catedralei. E foarte important că era un basarabean. Vedeți ce exact. Mult... Cei care și-au dorit foarte mult să fie lipiți la vechiul regat. La patria mamă, și într-adevăr. Patria mamă, să vină la patria mamă. Ei au fost, în cazul acesta, destul de responsabili, în cazul acestui boier, care, bineînțeles, probabil că au mai dat și alții, dar acțiunea lui a fost o acțiune simbol și demnă de urmat. Deci vorbim de până la unire, deci vorbim de anii 1900. Anii 1900, deci Basarabean, da. Basarabean venit de acolo și își dorea foarte mult această catedrală. Această catedrală. Și spune la un moment dat, el scrie așa, după învățământ, cel mai mare neajuns țara și România are lipsa catedralei. Alt sens, donațiunea mea nu are. Dumnezeu nu are nevoie nici de pomana mea, nici de altora. Dar asta trebuie făcut pentru neamul românesc. Vedeți? Venise Basarabeanul să le spună că este un lucru important și un lucru simbolic pentru țară. Sigur că timpul iarăși trece. Deci până la primul război mondial nu s-au găsit. Primul război mondial, și nici nu s-au mai alocat bani, nu? Nu s-au mai alocat bani. Venind războiul, sigur că prioritățile au fost altele, ca întotdeauna când vine o astfel de problemă, de problemă mondială. Discuția se reia într-adevăr după primul război mondial, când se reîntregește și națiunea română și are loc Marea Unire de la 1 decembrie. Are loc Marea Unire și țara crește și în teritoriu și în importanță, în importanță și mai ales în exterior. Foarte mult și suprafața foarte, foarte mare creștere, odată cu venirea Bucovinei, Basarabiei și a Transilvaniei. Exact. La patria mamă. Într-adevăr, vorbim de România Mare. Geografic putem să vorbim de România Mare. Acum, chiar se justifica o catedrală pentru toți românii? Chiar se justifica și aici putem vorbi și de numele acestei catedrale, Catedrala Mântuirii Neamului,
gândindu-ne că mântuire este, are sinonim cuvântul izbăvire, adică scăpare de ceva rău, în acest caz scăparea de această stare în care o parte a țării noastre era sub administrația altei țări. Și iată că era necesar ca această catedrală să aibă un nume simbolic, și anume mântuirea neamului. Neamul s-a mântuit, a scăpat de acest jug, cum scăpase și în 1878 de jugul turcesc, și era o recunoștință adusă lui Dumnezeu această jertfă a noastră, însemnând construirea unei catedrale simbol, catedrale a tuturor românilor. Și Carol I își dorise această catedrală, așa cum a spus dumneavoastră. Este menționat și în memoriile lui, de altfel, acest lucru. Dar de fiecare dată ori nu se găsea amplasamentul, ori banii oricum nu s-au mai găsit, mai ales efortul de război și această frică, această teamă odată cu 1914. Deși România intră mai târziu, în 1916, în război. Iată ce spune profesorul inginer Nicolae Noica în volumul său, în care descrie avatarurile acestei catedrale. Dacă s-ar fi dorit cu adevărat înălțarea unei catedrale, un amplasament s-ar fi găsit, și eu zic la fel. Dar și bani în bugetul statului, așa cum s-au găsit pentru Palatul Justiției, Palatul Poștelor, clădirea Ministerului Agriculturii și Domeniilor, Palatul Casei de Economii și Depuneri, Palatul Ministerului Lucrărilor Publice, Palatul Camerei Deputaților, clădirea Institutului Geologic și încă multe altele. Are dreptate. Deci vedeți că a fost o perioadă în care au fost bani pentru toate instituțiile acestea. Au fost bani, însă mai puțin pentru aceste... Mai puține credință, nu-i așa? Poate, și mai poate mai puține credință, da? Poate mai de multe ori de lăsare, așa, da, putem să zicem, a celor care erau acolo în funcție de conducere. Carol moare și îi succede la tron Ferdinand. Își dorește Ferdinand catedrala? Într-adevăr, Ferdinand își dorește catedrala și o susține, pentru că reprezenta într-adevăr un simbol al unității românilor. Proaspăt cucerită această unitate în 1918. Se face chiar un fel de consiliu pentru în anii 1920, consiliu pentru această problemă, și anume ridicarea unei catedrale, iar în urma unei corespondențe între regele Ferdinand și Sfântul Sinod. Exact. În schimb unor scrisori între ei. Iar în 1926 proaspătul patriarh Miron Cristea primește într-adevăr o sumă de 3 milioane de lei pentru ridicarea acestei catedrale. Acum, sigur, istoricii spun că a intervenit și o altă problemă, în sensul că patriarhul nu a impulsionat cât trebuia construcția, sau măcar începerea construcției. Da, s-a spus că nu l-a prea preocupat, vedeți? Sau poate l-a și preocupat? Dacă faci, vedeți cum e poporul român, dacă patriarhul actual Daniel vrea să facă, de ce face? Miron Cristea, dacă n-a vrut să facă, nu era preocupat, da, de ce nu s-a preocupat? Vedeți cum e istoria acum? Da, poporul român de multe ori e cărcotat și încearcă să găsească. Ce acuzații aduceau patriarhului? Probabil prea multă apropiere de factorul politic, pentru că se știe a deținut și funcția de regent și a fost chiar prim-ministru în timpul lui Carol al II-lea, ceea ce vedeți o amestecare sau o apropiere prea mare între politic și biserică și la acest religie. La acest moment la care vorbiți de comitetul acesta, care era constituit din mireni, din clerici, nu? Era amestecați acest Da, comitet. Oameni de cultură, oameni cu funcții din administrație, erau acolo... Deci trebuia să superviseze această adunare a fondurilor necesare, nu? Exact, să fie acolo. Lămuriseră problema cu locația? Nu. Cu locul? Nu. Două erau ideile de S-a vehiculat și dealul Mitropoliei cumva, însă acolo era Catedrala Metropolitană și în niciun caz nu se putea renunța la ea. Cred că cel mai des apărea la universitate. Își doreau să fie la universitate, nu? Și mai era acea propunere cu piața Bibescu.
Da, mereu era această dispută între piața Bibescu sau și această piață de la universitate. Da, discuțiile sigur s-au purtat, timpul iarăși a trecut, nehotărârea și-a spus cuvântul și iată că istoria, putem să spunem că nu ne iartă, pentru că știm bine că la începutul 1940-39 chiar începe iarăși al doilea război mondial care pune stop acestui proiect. Ca să nu mai vorbim de... Să vedem că totuși s-au mai alocat niște bani în 1926, nu? Miron Cristea reușește să ia de la Ionel Brătianu, cel care era prim-ministru la acea vreme, președintele Consiliului de Miniștri, suma aceasta, nu? De 3.000 de lei pentru începerea lucrărilor, s-a spus. Da, iată că a fost, din partea prim-ministrului, a fost o binevoință pentru a începe până la urmă acest proiect important național. Dar nu a reușit să... Iar s-au izbit de această alegere a locului. Parcă chiar nu știu să cred că nu. Arhitecții și-au expus și proiecte. Mulți dintre ei, de fapt, se hotărâse să se facă un concurs internațional de proiecte, însă arhitecții români au protestat spunând că este sarcina lor să ridice un astfel de monument important. Iată, deci, că această polarizare între străini și români o găsim și atunci. Poate nu este întotdeauna productivă, pentru că și cei de alt neam au avut în istoria noastră și încă mai au un rol destul de bun și de constructiv. Să ne amintim, de exemplu, de Antimi Vireanu, care nu era român de neam și cât de mult a însemnat pentru cultura bisericească și nu numai pentru tipărituri, mai ales pentru urbea noastră, să zicem, și pentru Râmnic. Pentru episcopie, dar și ca mitropolit, că apoi a ajuns mitropolit al țării românești. Așa și administrația aceasta. Dar, deci, din nou, lovește acest blestem al neînțelegerilor și al negăsirii unui loc. Acum se propun mai multe lucruri, mai multe locuri, începând cu 1927. Avem consemnat așa, Biserica Sfântul Gheorghe, cu demolarea monumentului brâncovenesc, se propunea. Pentru că ceruse, nu, Brătianu ceruse, în 1927, ceruse primăriei un loc. Ceruse catedrală. Un loc, da. I s-a mai spus dealul Arsenalului, actuală Piața Victoriei. Așa, deci între șoselele Aviator și Chiselev, la palele micului deal, pe care era situată Biserica Mihai Vodă, în capătul căii Victoriei peste Dâmbovița, unde se aflau fundațiile părăsite a unei proiectate clădiri a Senatului. Și în final, în Parcul Carol, și aici... Deci aceste discuții, acum erau mai multe locuri, deja le dădea și mai mare bătaie de cap lucrul ăsta, că înainte măcar erau două. Câteva propune, și... Acum erau și mai multe. Era mai ușor de ales, putem să zicem. Deci blestemul răzgândirilor lovește aceste inițiative, da? Într-adevăr, zile... nestatornicia asta, poate, a noastră, a poporului român, putem să spunem un lucru negativ al nostru, poate, nestatornicia aceasta. An de zile se caută... Se caută locul ideal, care parcă nu era în România. Parcă nu era, nu era de găsit adevăr, în România. Da, se găsea întotdeauna ceva. Și s-au făcut comitete și comiții, cum se zice, exact. Da? Care discută la nesfârșit insolvabila problemă. Problema catedralului. Până s-a ajuns la, deja la cel de-al doilea război mondial. Cel de-al doilea război mondial, care s-a terminat, însă a venit o altă pacoste, să zicem, peste România, și anume regimul comunist, care, știm bine, nu a mai lăsat această libertate religioasă și nu putea fi vorba în niciun caz de o ridicare a unei catedrale naționale mărețe. S-a terminat cu toate... S-a terminat. Da, și cu găsirea locurilor. Și cu catedrala, deci și cu orice chiar idee. Chiar n-au fost nicio perioadă, nu? Din aceasta, din a regimului comunist. N-a fost niciodată discuția aceasta, nu? Sigur, în timpul deceniilor de comunism, chiar dacă s-ar fi ridicat problema, cei de la conducere nu ar fi dorit să se ridice o catedrală măreață a poporului român și, de fapt, un simbol al poporului român. Pentru că, într-adevăr,
este, s-a dorit să fie un simbol al ortodoxiei și al națiunii. Și trebuia să fie mare. De ce? Pentru că demnitatea unui popor și istoria lui îl îndreptățește să aibă această dorință de a crea ceva măreț, frumos. Iată, deci, catedrala nu vorbește neapărat de o smerenie. Smerenia și are locul ei, dar să nu uităm că în Biblie, în Sfânta Scriptură, regele Solomon a construit templul pe care mulți contemporani și cei care au vizitat atunci Țara Sfântă s-au minunat de el. Apoi, iarăși, să revenim la Justinian, care ridică Sfânta Sofia, catedrală măreață, care îi impune doar intrând în ea. Și acum și mai ales atunci când, într-adevăr, avea picturi și mozaicuri, pur și simplu impresiona pe mulți oameni prin măreția, prin formele ei sau prin cupola aceea în care era reprezentat Mântuitorul Hristos. Pentru că ați vorbit de Justinian, m-am gândit la patriarhul nostru, Justinian Marina, chiar al nostru, când zic, mă gândesc că e Vâlcean, Vâlceanul nostru. El, mă gândesc că n-a putut niciodată să abordeze cu tovară și cum se zicea, cu popa Buducea, când cu steaua, când cu crucea, nu? Buducea care fusese ministru al cultelor pe acea vreme. Patriarhul Roșu, cum i s-a spus Justinian Marina, asta nu însemna că era el cu vederi neapărat comuniste, dar a trăit în această perioadă în care și așa a făcut foarte mult, zic eu, este părerea mea, pot să fie alte păreri al altora, că totuși a salvat foarte multe biserici și mulți dintre reprezentanții clerului în perioada aceea. Pentru că poate ar fi fost mai rău. A știut să țină totuși la... A știut să țină și prietenia, că n-avea ce să facă cu tovară și cu atei care erau atei. O împotrivire pe față fățișă nu cred că era chiar dar bună. Dar în niciun caz ideea de a relua această discuție acestui proiect vreodată. Da, la nivel oficial, oricum nu s-a pus și chiar dacă s-a pus nu a avut sorți de izbândă. Ați adus o carte aici, ce este despre ce vreau? Este vorba de cartea Biserica în stat, o invitație la dezbatere a domnului Radu Preda, care este actualmente președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Vorbește de relația dintre stat, dintre biserică, despre educația religioasă, și așa mai departe. Este o... Și abordează și această discuție? Marginal, într-un fel marginal, vorbind despre relația dintre stat și culte, mai ales dintre ajutorul pe care statul îl dă cultelor, pentru că, să nu uităm, cultele au o importanță socială majoră pentru o țară, pentru că ele au acest dar de a crea consens, de a uni oamenii în numele unor credințe eterne și, sigur, în Dumnezeu care ne unește pe toți, sau ar trebui credința în Dumnezeu să ne unească pe toți, să fim mai buni. Da. De aceea trebuie să ne dăm seama de importanța unui astfel de proiect. Oricum, hramul acestei catedrale se pare că va fi înălțarea Domnului sau Sfântul Apostol Andrei. Această... Nu se știe încă... Deci, din câte se vede pe site-urile oficiale ale Patriarhiei, se vorbește de aceste hramuri. Așa că denumirea Catedrala Mântuirii Neamului, care a generat câteva controverse, se poate să fie doar un proiect. Catedrala Mântuirii Neamului, iar la sfințire va primi, într-adevăr, cum este tradiția, aceste două nume importante de hram, Înălțarea Domnului și, să sperăm, probabil și Sfântul Apostol Andrei, legate iarăși de istoria bisericească a noastră, a românilor. Sfântul Andrei, pentru că este ocrotitorul României, să știe. Spuneți-mi, cum a reînceput Odiseea după 1989? De asemenea, cu locul, cu sumele acordate? Într-adevăr, trebuie să... Catedrala, ideea catedralei revine după 89 și
Iarăși această problemă a alocării terenurilor în 1999 se alocă în Piața Unirii, apoi în 2001 la intersecția Bulevardului Unirii cu străzile Mircea Vodă și Nerva Traian. Mai trec câțiva ani, ajungem în 2004, se pune problema că ar fi în parcul Carol, apoi parcul Tineretului. Ajungem în 2005 când terenul din dealul Arsenalului, pe calea 13 septembrie, lângă Parlament, este ales în sfârșit ca loc pentru viitoarea catedrală națională. Putem să-i spunem și acest lucru. Cum Catedra vedeți Mântuie? Până la urmă acest loc? E un loc bine găsit? Care a fost logica? În afară de spațiu, că este spațiu, slavă Domnului. Da. Dar în afară de asta, care ar fi rațiunea? Cred că este și o rațiune administrativă, fiind un loc care nu a trebuit să ridice probleme de expropriere. Da. Are și o latură simbolică, să zicem, pentru că este alături de Parlamentul României, una din cele mai mari clădiri ale Europei, dar unii zic că nu atât de frumoasă, ci chiar urâtă. Ori Catedrala Mântuirii Neamului, sigur, este o construcție frumoasă din punct de vedere arhitectonic și simbolic. Ea contrapune un pic, eu știu, cenușiului locului Parlamentului, clădirea Parlamentului fiind percepută ca un loc așa mai cenușiu și, da. Și la propriu și la figurat, iar ea vine în contrapondere să dea locului o importanță... Ca o exorcizare. Ca o exorcizare, da, mă gândesc. Da, sigur că... Dar este totuși un semn de întrebare. Până acum toate guvernele vreau să dea banii proprii de la stat. Acum s-a spus că Patriarhia trebuie să susțină toată finanțarea aceasta. Bine, și ajutată de la buget, dar totul s-a pus pe spatele Patriarhiei și locul a fost sfințit în noiembrie 2007, nu? Exact, de actualul patriarh Daniel. Catedrala se susține din fonduri proprii de la credincioși și de la donatori și, sigur, și o parte din fondurile publice. Însă nu atât de mult pe cât se vehiculează. Să ne gândim la marele proiect care s-a săvârșit, Arena Națională, care are o capacitate de 55.000 de locuri. Nu s-au făcut lucruri bune acolo, adică nici nu s-au construit de calitate. Și n-a fost atât mare discuție, exact. Dezbatere. Și s-a dat foarte mult, știu că se spunea că erau exemple similare din alte țări și nu costase atât un astfel de stadion. Și s-a ridicat cu fonduri mari de la buget. Cine a făcut proiectul, cine a câștigat licitația, cum a fost? Licitația a fost câștigată de o firmă din Bacău, un arhitect din Bacău, care la sfârșitul anului 2010 a început reorganizarea șantierului și implicit construirea catedralei. Această catedrală, sigur, nu trebuie să fie contrapusă altor instituții publice, niciun caz spitalelor sau școlilor. Ele trebuie să fie complementare. Deci, în niciun caz, catedrala nu contrapune sau nu școlilor sau spitalelor. Școlile și spitalele au această acțiune de contrapunere din partea școlilor și spitalelor private, care sunt complementare. Deci, în niciun caz, catedrala nu are acest sens de a contrapune sau a contrabalansa necesitatea construirii școlilor și spitalelor. Spunem și credem acest lucru că catedrala este o școală spirituală care ne învață să dobândim valorile spirituale creștine, perene și eterne. Ne învață să mergem să trăim o viață de frumoase, de creștini, încercând să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu. Iarăși este spital duhovnicesc, catedrala și, în general, toate bisericile, pentru că găsim alinare, din punct de vedere duhovnicesc și spiritual,
sub cupola bisericilor. Și gândiți-vă câți oameni își vor găsi alinarea în această catedrală. Să nu mai vorbim de faptul că va fi proiectată și va fi construit lângă această catedrală un centru de diagnoză și de tratament, săli pentru conferințe, pentru congrese, cât și un parc amenajat, un parc care va spori astfel spațiu verde atât de necesar unei capitale cum este Bucureștiul. Deci în niciun caz nu este vorba de a opune o instituție cu altă instituție. În toamna anului 2010 s-a obținut autorizația de construcție și practic șantierul a început să fie organizat de la sfârșitul anului 2010. Deci avem 6 ani și construcția cum a evoluat până acum? Construcția a evoluat, este ridicată la mai mult de jumătate și s-a preconizat că în jurul anului 2018, deci chiar în 2018, să se sfințească catedrala pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire, pentru că vor fi multe activități care se vor desfășura cu ocazia centenarului Marii Credeți Unirii. Credeți că se poate termina construcția până la 1 decembrie 2018? Sper că se va construi din ritmul în care se lucrează, din câte am văzut, cred că se va ajunge la terminarea catedralei chiar atunci în 2018. Se spune că, citisem undeva, că până în iunie 2017 turla mare va fi pusă. Turla mare de la cota plus 120 de metri, deci atâta va avea, va depăși și Palatul Parlamentului ca înălțime, nu? Într-adevăr, se preconizează că se va depăși un pic Palatul Parlamentului înălțime cu turla cea mare, turla principală, că vor mai fi și alte turle care, sigur, există un simbolism, ridicarea turlelor, turlele acestea reprezintă un urcus spre Dumnezeu, iar turla cea mare reprezintă unirea noastră cu Dumnezeu, după cum fiecare biserică creștină, ortodoxă, bine, sigur, orice biserică creștină are un simbolism aparte. Spațiul nostru ortodox are tradiția construirii bisericilor cu absidă centrală, cu absidele laterale, sub forma unei cruci, pentru că, sigur, noi l-avem pe Domnul Iisus Hristos, care a fost răstignit, a murit, a înviat și s-a înălțat la ceruri. Și noi la El ne raportăm, la Domnul Iisus Hristos și la jertfa Lui, care de fiecare dată, în duminici, în sărbători, se săvârșește această jertfă nesângeroasă în toate bisericile. Este cel mai mare lăcaș de cult din România. Foarte bine, nu? Să fie, decât să fie cea mai mare moschee din Europa, mai bine să fie aceasta cea mai mare catedrală, cel mai mare lăcaș de cult. Se spune că va avea o capacitate, vor putea intra 5.000 de persoane. Exact, 5.000 de persoane și 5.000 de persoane care nu vor sta în niciun caz înghesuite, deci vor fi, da, vor putea să... un număr... Să spunem așa, aproximativ... Da, pentru că știm toți ce înseamnă... Nu casardelele. Ce înseamnă o biserică înghesuită, da, nu da. Te poți închina cum trebuie, nu poți să fii atent la slujbă într-o mulțime de oameni unii lângă alții. De aceea este important acest lucru. Sigur, mai există o tendință de a spune că ortodoxia și în special ortodoxia românească a ținut la aceste mici biserici în care omul se simte mai familiar, mai aproape de Dumnezeu. Bun, dar și când nu ai loc, oamenii nu au loc și stau înghesuiți și se împing unii în alții și ați văzut cum e așa, rugăciunea cum nu mai poți să mai gândești că poți să stai liniștit să te rogi? Tocmai acest inconvenient de a nu putea să stai împreună, să stai frumos, să te poți închina, să ascuzi la cuvintele care se rostesc acolo, te face să te gândești că e nevoie de un spațiu mult mai mare pentru a fi într-adevăr familiar cu Dumnezeu, pentru a impropria ceea ce se spune acolo. Au fost mai multe proiecte care au fost supuse de-a lungul timpului, unele mai fanteziste, altele mai cu arhitectură ciudată, care nu reprezintă. Ce ne puteți spune despre cum va arăta din punct de vedere arhitectural
această catedrală? Vreau să vă spun că sigur va avea un pridvor, ceea ce ne bucură într-un fel, pentru că pridvorul este și specific brâncovenesc din partea Olteniei. Adevărat că Sfântul Constantin Brâncoveanu a adăugat pridvoare la toate ctitoriile dinaintea lui, fie că erau acele craioveștilor, fie că era al Matei Basarab, el le-a adăugat chiar și la Cozia, pridvoare. Sigur. Și la Cozia, și la Arnota, la mai multe... Și le-am frumusețat cu aceste prizoane. Va avea oricum sfinții reprezentativi pentru toate provinciile românești. Va avea iarăși pictate sau un mozaic biserici reprezentative din toate provinciile românești. Deci va fi exact o biserică și o catedrală a tuturor românilor și din acest punct de vedere, din punctul de vedere arhitecturii. Domnule profesor Silviu Huidu, îmi place, mi-a plăcut foarte mult, cel puțin cred că și telespectatorilor, cum ne-ați expus sintetic, ca să înțelegem prin cum a trecut această odisee a construirii catedralei și noi n-am reușit timp de aproape mai bine de un secol să construim această catedrală și să înțeleagă toți românii că nu este ambiția cuiva și că era un vis secular, un vis străvechi al românilor și chiar această catedrală sunt convins că va mântui sufletele tuturor românilor. Să sperăm că așa va fi și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule profesor, și mulțumesc mult. Și dumneavoastră, dragilor telespectatori, vă așteptăm în fiecare duminică la recursul nostru la istorie. La revedere!